prieteni, în sfârșit a venit momentul mult, mult, mult așteptat. Prieteni, am ajuns pe unul din locurile unde anul trecut am avut cele mai frumoase partide alături de tatăl meu. Foarte, foarte interesant cum s-a modificat locul de anul trecut și până acum. Aici locul unde făceam noi foc de fiecare dată. Însă vreau să vă arăt, deci stuful, probabil s-a dat foc la stuf, nu-mi dau seama. Mamă, ce loc spațios este acum. Cred că au mai fost cineva după mine astă toamnă sau până în primăvară și au tăiat stuful sau au dat foc la stuf. Ia să vă fac așa un view să vedeți. Băi, și apa foarte, foarte limpede. Mamă, ce apă superbă este. Vai, vai, vai. Și aici ai mult mai mult loc acum de pescuit. Mamă, cât poți să te întinzi aici până în partea aia. Deci aici, doar aici era liber, dacă mai țineți minte de anul trecut, când veneam cu tata. Doar zona asta aici. De aici începea stuful. Deci de aici începea stuful, toată partea aia. Acum, și acolo mai este un loc foarte interesant. Ia să mergem în recunoaștere. Încă au rămas pe aici drumurile de acces. Apa e puțin crescută, se vede, da? Până unde este, înainte era până la stuf acolo, jos. Așa, a, se vede, uite, creacane, deja mai fost cineva aici. Chiar e mișto aici, păcat că nu te poți apropia foarte mult. Dacă e să prinzi un pește, nu știu cum trebuie să-l scoți pe mal aici. Altfel e foarte greu și e umed aici. O să se facă mocirlă. Dar aici e umbră, toată ziua umbră aici. Toată ziulica umbră. Hai, aducem mașina și ne instalăm. Prima mea partidă de pescuit. Vai, 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 abia aștept să arunc prima lansetă în apă. Să vedem, poate o trage ceva, o să pescuiesc cel mai probabil la o singură lansetă și poate, poate la o undiță. Să vedem. Thank you.
Prieteni, în sfârșit a venit momentul mult așteptat. Prima lansare de pe anul 2022. De mult îmi doream să se întâmple asta. Îmi doresc în primul rând, atât mie cât și vouă, să ne batem cu toții recordul la crab anul acesta. Să prindem cei mai mari crab din Delta Dunării, de pe sălbatic, de pe privat, de oriunde mergeți voi la pescuit. Și la crab, și la caras, și la absolut tot ce vă doriți, la somn, de ce nu. Așadar, Doamne ajută să avem un an bun cu foarte multe partide de pescuit, care mai de care mai interesante, și așa cum am zis, hai să ne batem recordul. Deși apa este puțin crescută, nu bate vântul, dar observ că este totuși cât de cât curent. Însă ce mai contează, unde vrei să arunci, unde, important este să stai și să te bucuri de natură. Deci nu bate vântul absolut deloc. Vedeți cum se aud păsările? O minunăție! N-am apucat să-mi pregătesc rodpod, n-am apucat să pregătesc nimic. Pur și simplu am vrut să lansez, să fie prima lansare pe anul acesta. Chiar acum mă pun să-mi aranjez bagajeria, să-mi desfac rodpodul, să pun să mă instalez. Deși nu cred că am nevoie de rodpod, o să pun doar un suport și atâta tot. Hai să prindem primii pești pe anul ăsta. Prieteni, n-am avut nici măcar o trăsătură și sunt curios dacă avem măcar pește în fața noastră aici. Am dat cu sonarul, am dat undeva în a doua treime a bălții, apa 4 metri și 10, temperatura apei 19 grade, prieteni, la suprafață are 19 grade, incredibil. Însă apa este foarte, foarte limpede. Momentan nimic pe sonar. Sonarul se apropie undeva de jumătatea bălții. 4 metri 30 acolo, la jumătate. Am dat mai devreme acolo, am aruncat o lansetă, nimic, nicio trăsătură. E și normal pentru că nu văd absolut niciun pește, nimic să-mi indice pe sonar. Prima aruncătură, nici măcar un pește văzut. Ia să mai aruncăm noi, pe la jumate așa. Da, tot așa, 4 metri 30, temperatura apei 20 minute. La suprafață apa chiar este caldă, însă la fund bănuiesc că este mai rece, poate sub 15 grade. Deci, prieteni, puteam să dau aici 17.000 de lansete de dimineață, de la 5 până seara. Dacă n-ai niciun pește în față, poți să faci tu ce îi face. Singurul lucru pe care puteam să-l fac era să nădesc 2, 3 zile, 5 zile, peștele să se adune și după aia să vin și eu să pescuiesc. Dar în situația asta nu-mi rămâne nimic de făcut. Nu cred eu că este tot peștele băgat sub mal acolo și eu să aștept să iasă el de acolo și să mănânce. Peștele sigur este plecat undeva, în acest moment probabil depune, se bate pentru a depune icrele. Cred că 2 ore au fost suficiente cât să vin să mă distrez, să fac acest film, să arunc o lansetă. Am dat și la plută, pluta stă acolo bine versi, nu se clintește absolut deloc. Așadar, bine că am făcut probă la sonar, să-mi aduc aminte, să fac update la aplicații, la dronă, bineînțeles, noua dronă, am activat-o, ați văzut deja cadre cu ea, am făcut un tur, dar, prieteni, vor urma partide foarte, foarte interesante de pescuit, voi sta acasă 2-3 luni de zile, am timp suficient toată vara
să mergem să pescuim împreună, să vă arăt locuri noi de pescuit în Delta Dunării. Cam atât pentru acest video, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați un like și să vă abonați, pentru că v-am zis, vor urma partide foarte interesante și cu tatăl meu, abia aștept să înceapă sezonul de pescuit, să zic, și să vină și tatăl meu aici la Sulina, să mergem să ne desfășurăm. Am cumpărat o grămadă de scule noi, cort, avem foarte multe pentru tabără, o să vedeți, sperăm ca RBDD-ul să ne lase să putem campa în continuare cu o taxă minimă, adică cu o amendă minimă. Așadar, până data viitoare, fire întinse!